Hei, salut, prieteni! Astăzi începem ziua cu un eveniment la Huawei, care deschide în București Huawei Service Center. Mergem acolo să vedem cum arată, ce se petrece, bem o cafea, mâncăm o prăjiturică și apoi am treabă astăzi mai toată ziua, dar nu știu dacă o să pot să filmez. We don't have the market share. This is a very essential element of this industry. It's our platform. Am trecut un pic pe acasă, că mai am de luat niște chestii. Și cu ocazia asta, hai să vedem ce cadou mi-a dat Huawei. O mesie aici. Poze cu mesie și autograf. Frumos. Co Adidas. Huawei. Să desfacem imediat. Thank you for choosing Huawei. Ia să vedem tricou. XL. S-ar putea să mă fi nimerit. Huawei mă trimite la fotbal. M-a văzut că m-am îngrașat. Dar nu știe Huawei că mi-a rupt degetul. Messi. Eu sunt mai mult Ronaldo decât Messi. Nu că aș fi bun ca Ronaldo, dar sunt înalt. Atât. Asta e tot. Asta e asemănare. Mulțumesc frumos, Huawei. Frumos service center-ul. La treabă. Înainte de a trece la subiectul acestui video, vreau să vă anunț că am participat la un concurs organizat de F64 cu o poză care arată așa, și am nevoie de voi să mergeți în primul link din descriere. În primul link va fi poza. Să intrați fix pe poză, să dați click pe poza cu Ana, cu cele două beri în mână, și să-i lăsați un like. Fix pe poză. Click pe poză și apoi like, ca să am șansa să câștig acest concurs. Mulțumesc frumos! Nu știu dacă știați, deși am spus destul de des, ultimele două săptămâni de vlog au fost filmate cu această cameră, și anume Panasonic GH5. Acum a venit momentul să o duc înapoi, să o dau lui Panasonic înapoi, deși mă despart cu greu de ea. Vreau să facem un mic review, să zicem, nu este un review normal pe care îl fac eu, l-aș face mult mai profi, să zic, dar cred că ar ajuta mult mai multă lume un review pe vlog decât un review pe IT pe pâine, care probabil va veni la un moment dat. Poate mai iau camera în teste când o mai fi disponibilă, pentru că este o cameră foarte mișto. Bare ansamblu este foarte mișto. Eu am avut în teste camera cu acest obiectiv 12-60 cu o diafragmă mai bună decât 12-60-ul pe care îl am eu pe G80-ul meu. Este o diafragmă care merge de la f2.8 până la 4, ceea ce e foarte bine. Este un stop mai luminos decât obiectivul meu, care este de la 3.5 la 5.6. Camera are un senzor Micro Four Thirds, un senzor destul de mititel, cu stabilizare la nivelul senzorului, cu stabilizare la nivelul lentilei și o stabilizare digitală. Iar toate astea trei lucrează împreună pentru a oferi cea mai bună stabilizare de pe vreo cameră de pe piață. Mi se pare că Panasonic se descurcă cel mai bine la treaba asta cu stabilizarea in-body. Deci are o stabilizare absolut genial. Camera este capabilă de filmare 4K până la 60 de cadre pe secundă și este capabilă de filmare de până la 400 de MB pe secundă. Calitatea
pe care o obții din această cameră este absolut senzațională, față chiar și de G80-ul meu, care mi se părea, înainte să folosesc camera asta 2 săptămâni, mi se părea o cameră absolut extraordinară și mi se pare încă o cameră extraordinară, dar în comparație cu asta este un nimic. Deși senzorul este mic, se descurcă mult mai bine în lumină slabă, performanța pe ISO este mult mai bună, până în 6400. Este capabilă să filmeze cu ISO 12800, dar în momentul în care treci pe 12800, își schimbă un pic culorile, are un hue așa verde, ceea ce e destul de deranjant, dar în cazuri extreme o poți folosi lejer și nu are foarte mult zgomot de fundal, mult mai puțin zgomot de fundal decât camera mea. Și am filmat și cu obiectivul de pe camera mea, ca să fie comparația corectă și tot, performanța pe ISO este foarte, foarte bună. Are un senzor de 20 de megapixeli, poate să facă poze în rafală până la 18 megapixeli, funcția 6K Photo. El și poate trage 30 pe secundă, deci practic o filmare 6K. Așa, în mod normal, în modul de 20 de megapixeli, poate trage doar 12 cadre pe secundă maxim. Are foarte multe rotițe și aici, și aici pe spate, și aici. Foarte multe butoane custom, atât aici, cât și aici, aici, aici. Astea trei de aici, are și aici în față, deci o poți face fix cum vrei tu. Partea foarte mișto este că are două carduri SD, două carduri. Bateria de la GH5 este mai mare și ține mult mai mult ca la G80-ul meu. Ca și conectivitate avem față de G80-ul meu, avem și căști. Jack-ul de microfon este undeva aici sus, lucru care este mult mai bine în momentul în care, ai un microfon acolo băgat. Nu se mai încurcă ecranul de microfon, poți să-l întorci liniștit. Ieșire de căști pentru monitorizare audio și aici două porturi foarte importante, un HDMI de mărime normală și un USB Type-C. În continuare, Panasonic nu permite încărcarea prin acest port USB, spre deosebire de Sony. Mi-aș dori să o facă. Nu știu dacă este o limitare de hardware sau este o limitare de software. Sincer, bănuiesc că este o limitare de software. Dar mi-ar plăcea pe viitor să facă treaba asta. Ecranul, bineînțeles, este ca și la celelalte Panasonicuri. Se întoarce în toate direcțiile posibile și imposibile. Este foarte, foarte folositor, nu numai pentru vloggii, când în orice situație în camera ai camera într-un unghi ciudat, pui display-ul oricum să-l poți vedea. Dacă vreți să vedeți cât de bine filmează, cum filmează în orice condiții, în ultimele 2 săptămâni o să vă las în descriere vlogurile care au fost filmate cu GH5-ul, o să vi le las în descriere și puteți să analizați. Nu are sens, de-aia m-am gândit că nu are sens să vă fac și sample-uri, să vă arăt fix cum filmează, pentru că aveți o grămadă de vloguri în descriere care pot fi analizate pentru a vedea chestia asta. Chestia care m-a dezamăgit foarte tare, pot spune, la GH5 este autofocusul, care se vede clar că este foarte bun, foarte rapid, dar este limitat din software. Nu este limitat voit, are niște limitări. Și nu înțeleg de ce, pentru că Panasonic este capabil să facă o cameră care face autofocus foarte bine, cum este camera mea. Camera mea face autofocus foarte repede. În momentul ăsta este focusul pe fața mea și este setat în modul face detection. Deci, dacă ridic camera asta acum aici, a făcut autofocus pe ea. Dacă dau camera în jos, face imediat autofocus pe mine. Și în modul face detection am pe fața mea aici în ecran un pătrat și două linii fix la ochi, la ochiul celălalt. La care ochi este mai aproape, ți-l recunoaște care ochi e mai aproape și face focus pe el. Chestia asta o face și GH5-ul și o face foarte bine și instant, însă problema nu este la modul în care recunoaște camera pe ce ar trebui să facă autofocus, problema este că câteodată nu ia decizia de a face autofocus chiar dacă ar trebui, iar câteodată ia decizia de a face autofocus chiar dacă nu trebuie. De exemplu, în situația în care filmez acum cu această cameră, pe un fundal alb, este căsuța aia fix pe fața mea, camera ar trebui să-mi țină fața foarte, foarte bine în focus, să nu se miște focusul de acolo. E, GH5-ul mai pulsează. Mai iese din focus, intră iar în focus. Iese din focus, intră iar în focus. Problema din punctul meu de vedere este că am comparat-o cu G80-ul pe care îl folosesc zilnic și m-a dezamăgit în comparație cu G80-ul. N-am comparat camera cu un alt sistem de focus, cu o altă tehnologie, deci este o comparație cât se poate de mere cu mere. Problema este că camera este up-to-date, este cel mai nou firmware,
este versiunea 2.0 în care Izic au mai lucrat la focus. Am văzut câteva videouri pe net în care într-adevăr versiunea 1 de soft era oribilă la soft, versiunea 2.0 este mult mai bună, dar tot mai e de lucru, mai e de lucru în comparație cu tot cu o cameră Panasonic. Să nu vorbim de Canon, să nu vorbim de Sony, care au niște sisteme foarte bune de autofocus și de fapt GH5-ul acolo se bate. În multe aspecte bate orice cameră Sony. În primul rând că celelalte camere, majoritatea, la acest prag de camere consumer nu filmează la un bitrate atât de mare și nu filmează 4K 60 cadre pe secundă. Majoritatea camerelor nu au un ecran din acesta care se întoarce. Multe camere nu au jack de microfon, multe camere nu au HDMI mare prin care iese fix 4K tot ce trebuie fără un recorder extern. Decizia pe care a luat-o Panasonic cu GH5 de a scoate blitzul pentru o răcire mult mai bună a procesorului s-a dovedit una foarte bună, pentru că am avut ocazia să filmez o nuntă cu această cameră și am filmat o zi și o noapte fără niciun fel de probleme, fără nicio tresărire din partea camerei, n-a vrut niciodată să se închidă, n-a vrut niciodată, nu mi-a corupt niciun fișier, totul a mers excelent. Ideea a fost că nu m-am putut baza aproape deloc pe autofocus și a trebuit să o folosesc ori în focus manual, ori în acest mod în care mutam eu cu acest joystick foarte la îndemână, mutam punctul de focus fix unde vroiam eu și făceam focus acolo. Și de multe ori în momentul în care filmam, țineam apăsat jumate pe acest buton de shutter ca să nu-mi schimbe focusul. Pentru că, exact cum v-am zis mai devreme, i-a încercat să tot caute focusul, deși filmam mirii la biserică și stau într-un singur loc și ei stăteam și eu. În rest, nu am ce să reproșez. Dacă s-ar rezolva problema cu focusul și ar putea concura pe bune cu sistemele de la Sony și de la Canon, să fie la fel de reliable, asta este una dintre, dacă nu cea mai bună cameră de pe piață. Este extraordinar de ieftină la ce știe să facă. Acest combo este 11.000 de lei. Camera mea, de exemplu, acum a mai scăzut în preț aproape de 4.000 de lei. O cameră cu stabilizare in-body, jack de microfon, care filmează 4K la 4.000 de lei, cu tot cu obiectiv, mi se pare absolut senzațional. Iar asta, la fel. Dacă autofocusul era perfect, nu mai dădeam camera asta înapoi la Panasonic. Nu mai dădeam, o păstram eu. Fugeam în țări străine cu ea și nu le mai dăm înapoi. Așa îmi lasă ceva de dorit. Pe de-o parte are o calitate a imaginii extraordinară, mult mai bună decât camera mea. Și dacă este mult mai bună decât camera mea, care este mult peste altele, imaginați-vă că este absolut senzațională. În cadrul ăsta în care lucrez eu, adică pe YouTube, nu se văd atât de tare diferențele, să zicem, între a mea și GH5-ul. Dar eu la editare le văd și în fișierul care nu este comprimat de YouTube le văd. Cam atât, ar fi mult mai multe detalii de spus despre camera asta și cu siguranță o voi mai împrumuta de la Panasonic sau poate mi-o voi și cumpăra. Pe ansamblu, camera este absolut senzațională, produce niște imagini super, super tari. Apropo, nu v-am spus de filmarea în slow motion, care este senzațională la 1080 pe 180 de cadre pe secundă. Partea nasoală este că nu ai sunet și nu poți folosi autofocusul. Din nou este o limitare din soft, pentru că știu alte camere care filmează slow motion la 120 de cadre pe secundă, într-adevăr, dar ai și sunet, ai și autofocus. Nu cred că diferența aia de 30 de cadre pe secundă are vreo relevanță în scoaterea sunetului și autofocusului. Cred că dacă Panasonic mai umblă la autofocus, îl aduce la nivelul G80-ului măcar și bagă sunet și autofocus pe slow motion. Deci slow motion este absolut senzațional. Dacă ar avea autofocus, slow motion ar fi senzațional. Senzațional, se vede absolut genial. Bun, cam atât. Mă duc să o duc înapoi și trecem pe vlog de acum încolo, cel puțin o perioadă, pe G80-ul meu, care este foarte tare. Întrebarea de astăzi este: voi ați văzut diferența între camera mea și GH5? Și dacă ați văzut vreo diferență, ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la videourile filmate cu GH5-ul? Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă dați prietenii voștri și ne vedem mâine.